Lumea. O să fac un video scurt. Mamă, că ori înghețat roțile. O să fac un video scurt în care o să vă povestesc ce am pățit eu ieri. Am făcut o mare prostie. Așa. Am vrut să mă duc să cumpăr o mașină și adică am căutat, vreau să-mi cumpăr altă mașină, să-mi iau ceva în patru uși, pentru că acest Golf este în două uși și după cum știți, am fetiță mică, o am pe Eve. Și e foarte, foarte nașpa să o tot pun în spate, să dau scaunele la o parte, să se urce nevastă mea în spate, să o pun pe Eve acolo și bla bla bla. Și am zis că dacă eu să caut să cumpăr o mașină în patru uși, așa, și s-o vând și pe asta și pe a mea. Într-un final m-am pus să caut, am găsit o mașină pe la Moldova Nouă. Asta e în josul țării, pe undeva, pe la aproape, mai încol, aproape de Orșova, bla bla bla, pe lângă Dunăre. Așa. Am vorbit cu tipul ăla, era un băiat de vreo 25 de ani. Am vorbit cu el, a zis că mașina e ok, vino cu încredere, dacă nu e bună, îți dau, ți-o dau degeaba, dacă nu e cum îți zic eu, ți-o dau degeaba, poți să pleci cu ea de aici, mai ia-ți un șofer, că felul de vrăjel de genul ăsta, știi? Bă, dar urât face, mă, motorul înghețat. Așa? Și nu, mi-a dat toate detaliile despre mașină și am fost de acord. Am căzut la o înțelegere. A, și l-am sunat și am zis: "Bă, vezi că mâine dimineața mă pun la drum și vin spre tine." Ieri dimineața la 8:30 m-am trezit, am mâncat ceva, mi-am făcut niște sandvișuri, că am zis că mă duc direct, n-are rost să mă opresc să mănânc pe undeva. Pardon. Am mai luat și un prieten cu mine. Și am plecat spre Moldova Nouă. Bă, un drum super nașpa. N-am mai fost niciodată acolo, m-am dus după radar. M-a băgat radarul pe toate serpentinele, pe toate drumurile cele mai nașpa, niște găuri pe o perioadă de drum, pe o, nu știu cum să zic, acum am un lapsus. Așa. Pe o parte de drum de o distanță de, nu știu, de 5 km erau niște gropi de, dacă dădeai cu roțile în gropile alea sau dădeai în gropile alea, îți rămâneau roțile acolo, știi? Așa. Video ăsta o să fie un pic mai lung pentru că nu mai vreau să-l editez, o să-l urc direct așa. Bun. Mă, cu bine, cu rău am ajuns acolo undeva pe la de la 10. Am plecat la 10 de aici din Petroșani și am ajuns acolo pe undeva pe la 1 sau 2. A fost foarte, foarte, foarte nașpa drumul. Deci a fost extraordinar de nașpa. Am ajuns acolo, m-am întâlnit cu tipul ăla, m-am dus cu el la serviciu unde avea mașina, că el lucra la o fabrică și au zis că ia mașina acolo și mă pot duce liniștit. Am văzut mașina, mi-a dat mașina să mă dau cu ea. Am probat-o, m-am dat, dar m-am dat foarte puțin, m-am dat, ce să zic, 2 km. Mașina era exact cum a spus el, deci nu avea niciun defect. Exact ce a spus el. Bun. Da, i-am zis că e ok, că sunt de acord, pana mea, hai să facem actele, cum le facem, nu știu ce. I-am dat banii, ne-am apucat să facem actele, am bătut palma și am plecat la drum. M-am oprit într-un Peco, i-am făcut rovinietă că nu avea rovinietă, am băgat benzină de vreo un milion jumate, așa, și hai să plecăm la drum. Băi, fraților, am plecat, bă, încântat, fericit, că prețul era un pic cam mic pentru mașina aia, era vorba de un Ford Mondeo din 2002, 1.8 benzină, la 1200 de euro. Așa, și omul mi-a mai scăzut 50 de euro să am de benzină. I-am zis, bă, pana mea, am venit de la atâția kilometri, ai văzut, m-am ținut, nu te-am pus să vii tu sau chestii de genul ăsta, pana mea. Omul a zis, bine, îți mai scad 50 de euro. Bă, mi-a mai scăzut aia 50 de euro, în fine. Am plecat cu mașina, băi, fraților, după 20 de kilometri ce am făcut cu mașina aia, a început acul de la apă să urce mai mult de jumate. Deci de la vreo 10 km încolo deja acul era la jumate și începea să urce cât mai mult încolo. Bă, frate, și o urcat până o trecut de roșu. Deci o urcat acul unde e roșu limita la 130 de grade, peste o urcat vere. Bă, mâncați-aș, deja am intrat în panică. Opresc mașina, mă duc, ridic capota, mă uit, deja sărise apă din borcanul ăla de apă. Văgoză presiune, o fiert motorul și o sărit apă. Bun. Îl sun pe tipul ăsta și zic, bă, frate, uite, ai idee ce se întâmplă?
cu acul ăla de la apă, pentru că a urcat pe la 130 de grade și parana nu mi se pare ok. Și ceva s-ar putea să aibă mașina. Ai idee sau este doar acul de vină și urcă el? Și zice, băi, eu nu știu nimic, mie nu mi s-a întâmplat așa ceva. Și zic, păi și atunci cum facem? Pentru că o fiertă apa și o dat afară din borcan, ceva nu e ok. Eu nu pot să plec cu mașina așa la drum, că sunt la 270 de km distanță. Dacă merg așa, o să-mi fiarbă motorul. Zice omul, băi, eu habar n-am, vin-o înapoi și vedem despre ce e vorba. A fost foarte ok. Au zis, vin-o înapoi la Penny, la intrare în oraș, e Penny, te bagi la, în parcare la Penny și vin eu acolo. M-am întors înapoi, aceeași problemă. Când m-am întors, am mers un pic mai încet pentru că mi-era frică să nu se întâmple ceva la mașină, să nu fiarbă motorul sau ceva de genul ăsta. Și am parcat acolo în parcare la Penny. Și am așteptat după el. Frate, am așteptat vreo 10 minute, am văzut că nu vine, încerc să-l sun. Nu răspundea la telefon. Am mai stat 5 minute, după aia iarăși încerc să-l sun. Deja îmi luase în panică, ziceam, gata, asta să vezi că ne-o dați apă. Vorbeam cu prietenul ăla al meu, să vezi că ăsta ne-o dați apă. Și nu putem pleca nici cu mașina, că dacă mergem așa o să, cum îi zice, o să fiarbă motorul și cel mai sigur pot să-l gripez. Bă, frate, am zis că fac infarct. Deci atât de rău m-am speriat și atât de rău, așa de ciudă mi-era. Vă dați seama, m-am dus 270 de kilometri și trebuia să vin 270 înapoi. Deja sunt 540 de kilometri. În scârție o plăcuță de frână. Așa. Într-un final mă sună el că am avut un pic de treabă, îmi cer scuze, hai că vin în 5 minute, iau geaca pe mine și vin. Bă, așa a fost, am mai stat vreo 10 minute și a venit. Și zic, bă, uite, urcă-te și tu la volan și hai să dai o tură să vezi despre ce e vorba. Acum apa este la jumate, pentru că am așteptat după tine vreo jumătate de oră. Dar, hai să vezi că urcă apa. Se urcă, mergem cu el, dă o tură și vede într-adevăr că așa e. Și zice, hai să mergem la un mecanic să vedem despre ce e vorba. Și zic, bă, hai să mergem. Mergem la mecanic. Și începe mecanicul ăla să ridice capota, să umble pe acolo, pe la furtune, pe la presiune. Și zice, a, păi da, era neaerisită și s-ar putea să fi fost termostatul blocat. Și zice, bă, frate, pe mine nu mă interesează ce era, ce e. Pe mine nu mă mai interesează mașina, eu sunt de la 270 de km distanță. Nu pot să-mi permit să merg cu mașina în stagiul ăsta, să mi se întâmple ceva pe drum și să ajung poimâine acasă. Bă, frate, până la urmă o desfundat el ăla pe acolo. Până la urmă o desfundat el ăla pe acolo și nu se mai urca acul, nu mai mergea acul la maxim. Mai de urât face roata. Așa. Dar în schimb, dacă dădeai drumul la căldură, rămânea acul la jumate, dar dacă opreai căldura, la fel, iarăși urca mai mult de jumate cum ar trebui să stea. Și am zis, frate, îmi pare rău, pe mine nu mă mai interesează, hai să-mi dai banii că deja îmi pierd timpul și vreau să merg acasă. Prietenul ăsta al meu era deja, noi venisem cu Golful și el are permis și am zis că mergem cu mașină și ne întoarcem cu amândouă. Mergem cu Golful meu și o iau și pe aia și conduce el, ori pe asta, ori pe aia. Bă, frate, așa, i-am zis, bă, pe mine nu mă mai interesează mașina, hai înapoi. Bă, dar urât face, mă, mâncați-a și ochii. I-am zis că nu mă mai interesează, hai să-mi dai banii înapoi, rupem contractul, asta e, eu nu ți-o pot lua așa. A făcut el ceva figuri pe acolo, a zis că mașina merge, că mi-a făcut-o mecanicul, că am pierdut timpul, că nu știu ce, că el nu mă punea să vin atâta drum și pana mea. Până la urmă eu n-am vrut, el a încercat să mă convingă, să mă bage pe gât, a zis că m-a înscat de 100 de euro. Practic mașina după aia o luam la 1050 de euro. Dacă eu vroiam și eram, nu, mai țăpos, așa puteam să o scot și la 1000 de euro. Însă nu se merita pentru că nu știu ce problemă avea și n-aveam chef să rămân cu ea pe... Bă, dar urât face, frate. N-aveam chef să rămân cu ea pe drum și... Deci îmi scârție o plăcuță, frate, rău de tot. Ce naiba, că plăcuțele sunt noi. Dăm drumul mai tare la muzică. Deci dacă apăs frâna, uite, nu se mai aude. În fine. Așa. Și am plecat acasă. Și uite așa, am pierdut 400 de lei. Adică vreo 350 de lei. Am pierdut degeaba.
Și am făcut și 540 de kilometri, 550 de kilometri pentru nimica, fraților, pentru nimica. Să mă duc să văd un jaf de mașină. Adică nu era jaf, doar că nu mergea, adică nu indica apa cum trebuie și fierbea motorul sau ceva genul. Habar n-am despre ce e vorba, dar să nu faceți așa ceva în viața voastră. Dacă vreți să vă cumpărați o mașină, duceți-vă, adică nu vă duc, eu nu vă, adică nici nu știu cum să zic. Dacă vreți să vă cumpărați o mașină, chemați-l pe ăla la voi, nu vă duceți voi, că dacă vă duceți voi e teroare. Deci, nu știu. Vă duceți și aveți toate șansele din lume să găsiți un cazan exact ca al ăsta și să pierdeți bani pe drum, să pierdeți timp și să pierdeți, nu știu, ce pana mea, pierdeți o zi, pierdeți timp, pierdeți bani, că eu am pierdut o grămadă de bani. M-am dus și m-am dus degeaba. Iauzi, frate, urât face roata aia, mă mâncați așa. Nu. Deci eu în viața mea nu mă mai duc. Dacă e să găsesc să-mi cumpăr altă mașină, îi zic la om: bă, dacă știi că mașina e bună, vino, frate, tu la mine. Eu nu mai vin după nicio mașină. Eu am fost și îmi bag picioarele în ele de mașini și în toate astea. Na, și cam așa am pierdut o zi, am pierdut bani, am venit acasă înapoi, rup de obosit, rup de foame, nici pofte de mâncare n-am mai avut. Am mâncat atunci nici sandwich-urile care le-am făcut, nu le-am mai mâncat. Nici n-am oprit să mâncăm prietenul ăla al meu și, și lui probabil era foame, dar eu am fost atât de supărat încât nici nu mi-am dat seama. Bine că am avut sandwich-urile, am avut niște cornuri cu ciocolată, l-au mâncat câte ceva, dar eu nici să beau suc, nici nimic, n-am putut, de nervi și de stres și de ce urât mi-a fost. Am plecat dimineața la 10 și am ajuns seara la 11 acasă. Deci a fost un coșmar. Nu o să mai fac în viața mea așa ceva. Îmi cer scuze dacă m-am bâlbâit sau până n-a ieșit. Ce, nu m-am formulat cum trebuie în anumite fraze, dar v-am spus, nu mai editez video, o să-l urc direct așa. O să mai fac mai încolo un video, o să-mi pun înapoi tunul de bas și muzica, că le-am dat jos, că ocupa foarte mult loc în portbagaj și când am fost încolo am zis să nu mai carșelea după mine. Așa, și ne auzim mai târziu un alt video. V-am pupat, bye bye!